bine, domnul Castruc, mai este în sală? Domnul Alexei? Aici. Sper să se revină. Uităm în scenă pentru un cuvânt de salut pe domnul consul Edmond Neagoe, care ne va transmite un mesaj de salut din partea Consulatului General al României la Cernăuți. Mulțumim, domnule președinte, Elecții. Astăzi este zi de sărbătoare, zilele culturii tradiționale românești. Mulțumesc tuturor celor implicați, organizatorilor, participanților, celor tineri, celor mai în vârstă, părinților, de asemenea, un cuvânt de mulțumire și Consiliului Regional, autorităților locale care au contribuit la buna desfășurare a acestui eveniment și, de asemenea, mult succes festivalului și celor care vor reuși astăzi, iată, să fie laureați. Din partea doamnei consulilor Iuna Loredana Strâmbulescu, repetând, reluând o idee pe care dumneavoastră a transmis-o în mod direct printr-un cuvânt de salut la deschiderea acestor zile minunate. Voi, într-adevăr, toți cei prezenți astăzi aici, duceți România mai departe prin cultură, tradiție și spiritualitate, motiv pentru care eu, din tot sufletul, mă alătur dumneavoastră și vă felicit și vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc! Mulțumesc și mai de sufletul!